Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, bună dimineața la cafea. Astăzi promitem să nu fie o emisiune încrâncenată. Vreau, dacă putem, să zâmbim, pentru că în câtă încrâncenare și de multe ori prostie există în jurul nostru, mai trebuie să ignorăm niște probleme și să mergem înainte, dacă putem, cu zâmbetul pe buze. Eu vă propun astăzi o emisiune în care să dăm niște premii, niște premii personajelor implicate în scandalul național. Ne-am mai făcut odată de râs și nu știu cum se face că ne facem de râs așa, din senin, din nimica, la nivel național. Este vorba de scandalul care a dus nu la demiterea, cum se spune, ci la expulzarea din corpul inspectorilor a doamnei profesor Elena Preda, inspector de istorie pe jumătate de normă și pe management cealaltă jumătate de normă. Acești oameni care au fost implicați în acest scandal merită premiați, pentru că au reușit să pună din nou județul Neamț în cuiul acela național în care te faci de râs. Pe scurt, înainte de a anunța premiile, spunem care au fost resorturile scandalului. Și le spunem direct ca să nu ne mai ascundem după farfasâcuri. Doamna Florentina Luca Moise, inspector școlar general, nu o suporta pe doamna Preda. Din motive care țin de personalitate, CV, imagine în public când e vorba nu de politică, ci de programe și proiecte și altceva. Între cele două doamne era și o, ca să spunem așa, mare deosebire de viziune politică. Doamna Moise este PSD, doamna Preda este PNL. Una dintre dânsele este mai pronunțată în aparițiile politice, dar au și un element comun. Ambele sunt consiliere în orașele în care își desfășoară activitatea, ca să spunem așa, doamna Preda este la Târgu Neamț consilier, sau, mă rog, iar doamna Florentina Moise este lidera consilierilor PSD în Consiliul Local Piatra Neamț. E bine, deci doamna Moise nu suporta pe doamna Preda. Și lucrul ăsta este vizibil, dincolo de cuvintele frumoase. Așa că a căutat primul moment ca să o... Să nu credeți că lucrul ăsta e de azi, de ieri. Nu, e de mai de mult timp. Și o să discutăm imediat. După ce dăm premiile, o să vedem și reacțiile fiecăruia care au apărut în mesagerul. Recunoaștem, din păcate, că suntem deschizătorii de drum ai acestui scandal. În momentul când am scris despre el, după care a explodat toată chestiunea. Bun. Ce premii putem acorda celor implicați? Să-i numim. Florentina Moise Luca. Domnul președinte al PNL Neamț, George Lazar. Domnul președinte al PSD Neamț, domnul Daniel Harpa. Domnul Emanuel Bălan, profesor de istorie, doctorant ca și doamna Preda și care acum i-a luat locul. Și dacă ne mai vin idei pe parcursul emisiunii, mai dăm și câte un premiu atunci. Deci, doamna Florentina Luca Moise merită premiul Oglinda Fermecată. De ce merită premiul ăsta? Țineți minte în albă ca zăpada și cei șapte pitici când împărăteasa cea rea se uita într-o oglindă și spunea: oglindă, oglinjoare, cine e cea mai frumoasă în țară? E, acum cântecul este așa: oglindă, oglinjoare, cine face cea mai bună politică în inspectoratul școlar?
și oglinda răspunde politicos, că așa s-o oglinzile astea fermecate acum. Doamna inspector școlar general Florentina Loca Moise, dumneavoastră faceți cea mai multă politică în inspectorat, dar să știți că există Elena care poate să facă politică și mai multă decât dumneavoastră. Așa că, precum în Albă ca zăpada și cei 7 pitici, doamna Moise a chemat vânătorul și a spus: luați-o pe Elena și duceți-o în pădure să n-o mai văd. Nu știm dacă i-a spus să o execute, dar să o ducă în pădure. Unde în pădure? În pădurea tutelară, cum spunea Toma Caragiu, adică s-o trimit acasă la ea în Târgu Neamț. Doamna Florentina Moise Luca, după demitere, după ce a dat-o pe doamna așa, a luat din nou oglindă, așa, oglindă, oglinjoară, cine face cea mai frumoasă politică de partid în inspectorat? Și oglinda a răspuns: stimată doamnă inspector școlar general, dumneavoastră faceți cea mai multă și bună politică în inspectoratul școlar Neamț, dar ați greșit, ați trimis-o pe Elena în pădurea tutelară și acum ați făcut-o erou și s-ar putea să facă politică și mai multă și mai bună și să fie și validată chiar de dumneavoastră. Înainte de a trece la premiul următor, să vedem ce comunicat ne-a dat nouă doamna Florentina Moise și de ce merită premiul Oglinda Fermecată. Ce spune domnia sa? Așa începe comunicatul. Exact cum am spus. Deci este o introducere normală în subiect. 0,5 normă de inspector școlar pentru disciplina istorie există. Începând de astăzi a fost preluată de domnul profesor doctorant Emanuel Balan, un cadru didactic care nu aparține politicului, nu a fost confiscat de partide, ci este un cadru didactic profesionist implicat cu disponibilitatea de a organiza examene și concursuri naționale, bla, 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 bla. Bun. Ce mai spune doamna? Vă asigur că singura politică a inspectoratului școlar este educația, având în centru elevul. Educația cu e mare, elevul cu e mare. Așa. Minciuna, ura și ținutul cu dinții de scaunul sunt repere ale educației nemțene. Frumos. Foarte frumos. Acum, când spune că a adus un om care n-a fost confiscat de partide, doamna inspector școlar general Florentina Luca Moise a uitat să semneze sub profesor Florentina Moise și șeful inspectoratului și președinte al PSD Piatra Neamț. Ca să fie lucrurile lămurite. Politica pe care o faci tu este perfectă. Poți să fii politician. Alții sunt confiscați de partide dacă nu sunt pe partidul tău. Bun. Terminăm cu doamna Florentina Luca Moise și trebuie să oferim un premiu și domnului profesor doctorant Emanuel Balan. Nu știu dacă avem fotografia lui aici. Dacă nu, nu e nicio problemă. Îl cunoaște lumea. Este un om respectat în domeniul său. Este un om care știe să... A, uite că l-avem. Un om care știe să se implice atunci când este și are nevoie. Premiul pe care îl primim, îl oferim domnul Emanuel Balan, este unul foarte, să spun eu, corect acordat din punctul nostru de vedere. Să protestez cu folos. Pentru că domnul Emanuel Balan, de exemplu, a fost semnatarul scrisorii care o susținea pe doamna Elena Preda. Deci a apărut scrisoarea, domnul Balan a susținut-o, a fost de acord că a fost demisă, cum, mă rog, demisă, demisă, hai să-i spunem demisă, trimisă în pădurea tutelară, da? Fără un temei nu legal, că legal există, normal, omenesc, profesional,
Și, că nu e poza lui, s-a greșit, vă rog, scoateți poza aia, că nu e Manuel Bălan. Ați greșit, domnul, scoateți, nu mai puneți nicio poză dacă nu o găsiți. Nu e problemă. Se mai întâmplă. Mai ales că domnul Emanuel Bălan este un istoric foarte, foarte, foarte cunoscut. Da, e o confuzie cu un alt Bălan. Scuze, am văzut. Deci domnul Emanuel Bălan primește premiul acesta, pe care l-am amintit înainte, să protestez cu folos. De ce spunem asta? Pentru că a sprijinit-o pe doamna Preda, a văzut că a fost decapitată și a acceptat funcția de inspector școlar, ca să o cităm pe doamna Florentina Luca Moise, pentru că pune în mijlocul interesului pentru această funcție educația, elevul, etica profesională și dorința de a nu-i lăsa pe ceilalți profesori de istorie pe mâna domnului Josan. Să mai spunem că în modul acesta, odată cu plecarea domnului Bălan la inspectoratul școlar, se rezolvă și o problemă de spațiu locativ. Să nu râdeți, nu că îi dă cineva locuință în piața, nu, se rezolvă o problemă de spațiu locativ în liceul Conta de la Târgu Neamț, unde domnul Bălan a avut o problemă cu biroul. Dacă nu țineți minte, vă spun eu, în iulie 2022, domnul Bălan a sunat la poliție că i s-au luat lucrurile dintr-un birou. Ne-am dus la fața locului și noi și doamna Moise atunci avea o altă părere apropo de domnul Bălan și acolo l-am găsit pe domnul Bălan înghesuit într-un mic birou de către directoarea cea rea care nu-i aprecia nevoia de spațiu și de comunicare. I-am luat apărarea domnului Bălan atunci, dar iată că lucrurile s-au rezolvat. Doamna Florentina Luca Moise n-a uitat episodul și s-a hotărât să-i ofere un spațiu locativ mai mare la inspectoratul școlar. Avem poza cu biroul. Asta era biroul în care a fost pus domnul Bălan. Acum la inspectorat, în toată clădirea inspectoratului, se va găsi probabil un birou în care să se poată extinde din punct de vedere profesional, moral și etic. Bun! După ce a izbunit scandalul, nu puteau să lipsească politicienii care au venit și au trimis comunicate. Ideea este să comunicăm ca să comunicăm. Și prim, în ordine, o luăm în ordine cronologică, să nu zică cineva că facem partipriuri. Primul comunicat a venit de la PNL, partidul din care face parte și doamna Elena Preda. Să remarcăm, doamna Preda nu a dat comunicate decât un drept la replică pe care l-am publicat în dimineața aceasta. Ia. A zis, nu e o chestiune politică, nu e o treabă de genul ăsta, e o chestie, doamna nu mă vrea, m-a trimis la pădurea tutelară și îmi fac treaba acolo. A venit un comunicat de la, ia să vedem noi aici, dacă îl găsim, nu-l găsesc, dar îl știu, de la PNL Neamț. Semnat, bineînțeles, de cei de acolo. Și comunicatul spunea, citem aproximativ, că domnule, a fost o neregulă, că așa am înțeles, dar că doamna Preda a fost dat afară nu pentru chestia de la inspectorat, neînțelegerea ei cu doamna, ci pentru că a protestat împotriva festivalului B-Folk Târgu Neamț, cred că ediția a doua, a treia, nu știu, a protestat public și din cauza asta i s-a tăiat capul. Eu vă spun că nu este așa. Cauzele sunt mai profunde, mai din trecut. De aceea oferim domnului George Lazar premiu Sherlock Holmes de Neamț, pentru că a găsit o cauză la care nu s-a gândit nimeni că există în acest scandal. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem și demonstrația pe care o făcea Sherlock Holmes la finalul fiecărui caz, ca să ne dăm seama de aceste lucruri. Și sugerăm celor de la PNL
să-i întrebe un pic pe domnii care sunt din PNL în inspectorat de ce n-au ieșit cu pieptul de aramă în fața opiniei publice când a avut loc ședința Consiliului de Administrație al inspectoratului și să spună: se pregătește o măgărie, se pregătește o prostie care ne va face județul din nou de râs. De ce? Pentru că e bine să stai la inspectoratul școlar chiar și în opoziție. Nu într-o poziție, în opoziție. Și dacă poți, te abții, te abții frumos și spui: eu m-am abținut, adică eu n-am fost de acord. Dar de ce n-ai fost împotrivă? Pentru că. Bun. Mergem mai departe. A urmat comunicatul PSD, care a venit în numele președintelui partidului, domnul Daniel Harpa, și care, comunicat PSD, are o doză, ca să spunem așa, de mesaj împăciuitorist către doamna Preda. În calitate de președinte al organizației locale PSD, în calitate de primar, am avut o colaborare bună cu doamna inspector care a fost demisă din funcție de inspectoratul școlar Neamț, județean Neamț, condus de către colega noastră social-democrată Florentina Moise. Și spune domnul Harpa: domnii de la PNL s-au obișnuit greșit în proprii partii, dând ordine politice la șefii de instituție. Noi la PSD nu interferăm în afara cadrului legal cu nicio instituție de colegii social-democrați. Noi nu încălcăm legea spunând unui șef de instituție pe cine să dea afară și pe cine să angajeze. Chiar dacă din punct de vedere politic nu agreem unele decizii. Cazul de față este unul elocvent. Și cea care a fost demisă poate confirma că am avut la rând o colaborare bună în proiecte culturale, fără nicio condiționare politică. Și acum urmează. Domnii de la PNL știu că au mințit cu nerușinare în comunicatul lor de presă și cunosc bine realitatea. Îi rugăm să lase la o parte circul ieftin. Acum, cu tot respectul cuvenit, trebuie să-i dăm domnului Daniel Harpa premiu usturoiul care nu miroase. Pentru că poate să ne spună domnia sa orice, dar nu ne poate spune că cineva din PSD ia decizii de capul lui fără să anunțe organele superioare de partid. De asemenea, nu credem că domnul Emanuel Bălan Târgoveț ar fi migrat spre Piatra Neamț fără măcar să anunțe și el: știți, mi s-a propus să fiu inspector, dumneavoastră ce ziceți? Pentru că, nu e așa, Târgu Neamțul este un oraș micuț, cu un cercetător doctorant mult peste nivelul orașului, dacă ne referim la opera respectivă, și care poate fi folosit ca imagine de multe ori, cu sau fără asociația pro-democrația. El poate fi folosit chiar și pro-partid. Bun. Hai să spunem că astea sunt premiile de astăzi. O să încercăm să facem așa un fel de obișnuință vinerea, să acordăm niște premii zâmbind, fără încrâncenare. Dar acum lăsăm premiile deoparte și ne ducem un pic în profunzimea acestui caz. Există niște incoerențe grave, niște fracturi de logică destul de importante la nivelul inspectoratului școlar. Doamna Florentina Luca Moise ne-a spus așa: domne, n-am dat-o pe doamna Preda afară pentru că, vezi, doamne, n-ar fi bună. Nu. Am dat-o afară că am reorganizat instituția. Adică postul de istorie a fost transferat la management și atribuțiile, nu postul, norma, le-am dat domnului Josanu, care era la religie. Acum,
Vine doamna și ne spune, nu domne, zice, eu susțin norma de la istorie. N-am făcut, nici nu m-am gândit la așa ceva. Poate m-am exprimat greșit, poate nu m-ați înțeles voi pigmeii. Dar nu, eu țin la norma de istorie și am adus unul care nu e poli, nu face politică în inspectorat. Ah, pardon, eu sunt șefă de organizație PSD, dar asta nu contează, că eu nu fac politică. Eu fac politica educației a elevului și aduc toți inspectorii grămadă în inspectorat, condiția este să-i cunosc. Și să fie oameni de echipă, nu de partid, de echipă în inspectorat. Acum, strict administrativ, avem o întrebare. Dom'le, între 17 și 23 mai, cine a condus? Cine a coordonat istoria? Domnul Giosanu? Giosan? Pentru că așa ni s-a spus. După aia a venit domnul Bălan. Cum s-a făcut treaba asta? Pe baza căror decizii? Oglindă, oglinjoară. Cine este cea mai consecventă persoană din Inspectoratul Școlar Neamț? Stimată doamnă inspector școlar general, dumneavoastră sunteți în tot și în toate în inspectorat. Sunteți cel mai bun inspector școlar general. Sunteți pentru educație, pentru elevi, pentru cadre didactice, mai prin când în când, pentru profesori, pentru părinți și pentru sistem. Că sistemul vă permite să fiți și șefa PSD Neamț, este o cu totul și cu totul altă poveste. Și încărecând pe așa, v-am spus povestea astăzi așa. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, dacă toate lucrurile sunt în ordine. Numai bine. Mi se strigă din tribună. Și meciu? Da. Am fost la meciu Ceahlău cu Buzău din de miercuri seara. Meciu a fost meciu. 1-1. Noi am făcut un mic rezumat cu un mic comentariu. Sperăm să nu se supere nici antrenorul, nici jucătorii, cât ne-am priceput și noi. Așa că vă lăsăm să vedeți rezumatul meciului, așa cum l-am văzut noi de sus, de la tribuna dedicată presei. Și încă o dată, să fiți iubiți! Bună seara, oameni buni din Piatra Neamț! Nu speram să mai ajung să fac o transmisiune, o emisiune înregistrată sau ceva din interiorul tribunei dedicate presei în stadionul Ceahlău din Piatra Neamț. Iată că astăzi ne aflăm aici, într-o atmosferă deosebită, lumea vine în continuu la meci, echipele se pregătesc, deci revin, ne aflăm la meciul de baraj, este semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua a fotbalului românesc. Echipa din Piatra Neamț va întâlni o echipă din Buzău, Asociația Fotbal Club Buzău, și un an acolo pus în spate. Este Piatra Neamț foarte important. Hai să spunem că după foarte mulți ani, iarăși lumea simte bucuria fotbalului și simte emoțiile unui meci cu miză. Vom încerca să mai revenim după pauză, să vedem la finalul meciului. Până atunci ne pregătim ca în aproximativ 18 minute să asistăm la fluierul de început al acestei partide. Thank you.
Iată, ne aflăm la pauza meciului de fotbal dintre Ceahlău și echipa din Buzău. Putem spune că a fost o primă repriză mai degrabă a noastră, în care jucătorii a părut că au foarte multe emoții, vorbesc de cei de la Ceahlău, mai ales pe flancul drept al echipei, în care practic aproape că nu am existat. De aici a plecat și primul gol luat surprinzător la începutul reprizei. Am avut noroc până la urmă cu acel penalti în ultima secundă, în ultima secundă un penalti meritat. Poate se impunea și un roșu. Cert este că publicul s-a bucurat ca în vremurile bune. Lumea s-a bucurat și la pauză când echipa de Under 17 a fost premiată. Una peste alta putem spune că a fost o repriză echilibrată cu un rezultat echitabil. Să vedem ce se va întâmpla de acum. Putem preconiza niște schimbări în echipă. Cred că extrema dreaptă va avea probleme la vestiar să explice ce a făcut pe teren pe parcursul reprizei. Vom vedea, publicul așteaptă mai mult, așteaptă o victorie care să ofere cât de cât siguranța unui joc în deplasare mai ușor, ceea ce ar însemna cel puțin o victorie la două goluri. Revenim la final. Ultimele minute ale meciului de baraj pentru promovarea în Liga a doua, de fapt semifinala barajului. Veștile nu sunt foarte bune. Echipa Ceahlău nu a reușit să înscrie, cel puțin până în momentul acesta. Un joc tipic de baraj. Cei de la Buzău au știut exact ce doresc. Au jucat pentru egal. Se pare că îl vor obține. Cei de la Ceahlău au jucat aproape în 10. Jucătorul cu numărul 14 practic a făcut figurații pe teren, extrema dreaptă. S-a văzut lucrul acesta, ocazii mari au fost puține, joc de luptă, câțiva jucători s-au remarcat prin tehnică, dar cam atât. Nu s-a văzut o concepție de joc din partea celor de la Ceahlău. Lucru curios, pentru că antrenorul Pustai era cunoscut tocmai prin felul în care își organiza elevii pe teren. Să vedem, poate acum, în ultimele secunde, se mai poate schimba ceva. O lovitură liberă, un cartonaș galben, probabil ultima fază importantă. Publicul încurajează în acest moment echipa, a făcut-o pe parcursul întregului meci. Publicul este dornic de fotbal, de spectacol, a ajuns să aplaude realizări individuale ale fotbaliștilor, pentru că un joc de echipă nu prea au văzut. Să vedem ce va ieși din această lovitură liberă. O mare ratare, o ratare uriașă a jucătorului cu numărul 7. Din păcate, este a doua ratare a acestui jucător. Una a avut-o imediat după ce a intrat pe teren, în secunda următoare, tot la un corner de data aceasta. Ne îndreptăm cu pași repede spre finalul unui joc care va consemna probabil o egalitate, care, așa cum s-a văzut pe teren, lucrurile, este pe undeva meritată.